redactor șef este el. Dacă după Adi, dar destul de scurt, vă rog că deja trebuia să fim la masă, Adi, îți prezinți revista, dacă mai vorbim despre reviste și despre cărți, dar nu... Putem exemplu la fiecare între timp. E mai bine așa, tu vorbește că îmi fac eu exemplarele. Sau vorbește, îmi vor țin. Sper să ne așa ajungă. Te rog. Deci vorbește Adi despre Banatul azi și mergem la masă. Și dacă vreți, continuăm cu discuțiile despre revistă și despre cărți după masă. Să nu punem gazda noastră în situație delicată. Mulțumesc pentru înțelegere. Bună seara, abia ajuns. N-am mai fost în zonă. Nu din cauza noastră. Nu, nu, nu. Nu, eu am întârziat că am avut probleme legate de administrarea ziarului, apropo, că asta ne ocupăm și de așa ceva, că altfel nu mai e foarte greu să știți foarte bine ce înseamnă să tipărești o publicație care să apară în toate chioșurile de ziarele orașului și în mall-uri și, mă rog, că se dă. E o chestiune, o întreprindere din ce în ce mai grea. Presa tipărită, probabil știți cu toții, ca și cartea, dar mai ales presa tipărită, n-aș vrea să fiu profetic, apropo de cabală și de... Dar și cam trăiește, din păcate, nu să zic ultimele zile, dar ultimii ani, cel puțin în România. Pentru că afară, dacă trecem granița numai un pic către Szeged, nu mai vorbesc de Budapesta sau de alte zone, pe domnul Silade mă poate într-un fel sau altul confirma, sau poate că e de altă părere cu publicația pe care o conduce, observăm că acolo încă se citește slova tipărită și mai ales vorbesc de publicații de săptămânale, de cotidiene. De exemplu, Banatul azi are 8 ani de când e pe piață. El a apărut un fel, ca un fel de replică a publicației online banatulaz.ro înființată în 2015. M-am bucurat atunci de o echipă mai mult decât de calitate și, aș spune, de reală valoare, de jurnaliști, de scriitori care au venit colaboratori. O să-i vedeți pe unii dintre ei chiar în seara asta, pe Marcel Tolcea, o știți cu toții, poet, profesor universitar, decan la jurnalistică ani de zile, pe Adrian Bodnaru, de asemenea un poet foarte talentat, care este redactor șef al săptămâna lui. Și atunci când noi am dat drumul, fac un scurt istoric, nu mă întind foarte mult, apoi iese, când am dat drumul la Banatul.ro, ei au spus, mai da, de ce să nu facem și o publicație tipărită? Deja publicațiile pe hârtie o duceau prost în 2015. Începuse să meargă tot mai prost, să se vândă. S-a terminat, din păcate, partea de distribuție a fost dărâmată de guvernul Năstase și apoi de celelalte guverne care au omorât Rodipetul. Știți că fiecare au dispărut chioșcurile de ziare aproape de peste tot, ca și librăriile din... Abonamentele nu mai ajung. Abonamentele nu mai ajung din cauza Poștei Române. N-am ce să fac. Am încercat să... Și atunci a mai scoate o astfel de publicație în care o să vedeți. Vă mai aduc, mai am niște ziare dacă cumva nu v-au ajuns. E deja o aventură pe cont propriu. E mai mult o chestiune de pasiune, de pasionalitate a mea și a celor care lucrează acolo. Adrian Bonaru e redactorul șef, Marcel Tolcea scrie din când în când editoriale, Robert Șerban scrie din când în când editoriale, interviuri și sigur ceilalți reporteri de la site-ul online. Dar încă reușim, ele încă pe 0 plus, ca să zic așa, dacă se poate spune asta, unul are și ce profit, se vinde în 1000 și ceva de exemplare, pandemia era să ne omoare pe toți definitiv, vorbesc de print, n-a lipsit mult, iată că ne-am reechilibrat. Conține și literatură, chiar, în opinia mea, prea multă, deși sunt și eu prozator. Din păcate, pentru că, de ce vă spun asta, e un public care nu mai citește. Publicul care mai cumpără ziare tipărite, vrea informație, vrea, în primul rând, actualitate, vrea fapt divers. Și atunci, zona aceasta literară e tot mai restrânsă, tot mai restrictivă în publicațiile noastre. De exemplu, cronici de carte, aproape că nu o să mai vedeți decât în Orizont. Și în alte publicații, Realitatea, de la Lugoj, mă rog, și sigur, publicațiile Uniunii Scriitorilor. Cam atât, din păcate. Noi încercăm, la noi scrie Cornel Ungureanu, am uitat să spun rubrică de rubrică. Poftim? Cine scrie? Cornel Ungureanu. Nu știam cine era. Nu știați. Am înțeles. Și prin urmare, nu, că de-aia zic, mai avem și cronică de carte, am avut de mult cronică de cinema, o ținea o domnișoară care avea studii la Viena, în fine. Dar, repet, problemele sunt foarte, foarte complicate și e o chestiune de timp, de expectanță, cât vom reuși să rezistăm cu acest săptămână. Eu n-aș vrea să-l închid prea curând, mai ales că mi-am scris toate prozele mele aici, fragmentele de roman, deja e al doilea roman în lucru, aproape terminat, primul o să-l public tot la cartier
Cel mai probabil anul acesta am publicat la Cartier anul trecut o carte de proze, care au apărut toate pe tipar, nu pe online. Pe online, din păcate, nu are sens, pentru că publicul de online este total diferit de publicul de print. Nu vizează literatura. Și pe acest punct de vedere încercăm, repet, să ne menținem, să păstrăm o anumită ținută și să mergem înainte cu el cât vom reuși să o facem. Pentru că la noi tradiția cititului de presă tipărită, eu vă spun ceva. Eu m-am născut în Garansebeș, sunt deloc din Garaș. Am venit în 86 în Timișoara, bunica, Dumnezeu să o ierte, avea o casă și ai mei părinți au zis haide să venim aici pentru că ai o perspectivă mai bună universitară. Ceea ce s-a și întâmplat, evident. Și vreau să vă spun că în anii 80, 86, 87, 88, mergeam în tramvai. Eram pasionat și atunci de poezie, de literatură. Dar vreau să spun că vedeai destul de puțin chiar și atunci oameni, adulți, care să citească o carte în tramvai. Ceea ce pe mine în București m-a frapat în sens extrem de pozitiv. Vedeai aproape peste tot oameni de 40 de ani, tineri chiar, care citeau Informația Bucureștiului, România Liberă, îl citeau pe Cosașu, pe Fănușneagu, pe Breban, pe tot ce care aveau rubrici periodice în astfel de publicații tipărite. Deci e o mare problemă pentru că noi ne raportăm, noi când vorbim de literatură, trebuie să ne și raportăm la anumită geografie a locului, la o anumită deprindere. Timișoara nu a fost niciodată un oraș ultracultural. Sigur că a avut vârfuri, nu înseamnă că nu e un oraș care presupune, sigur, o bună cunoaștere intelectuală și are aceste universități, dar nu a fost un mare fan orașul, nu a fost un mare prin locuitorii lui a literaturii. Asta e o realitate. O văd, o arată cifrele. Cluj, Iași, București au fost întotdeauna peste noi. Și copiii de acolo îmi spunea, Dumnezeu să-l ierte, regretatul Daniel Vighi, acum 3 ani s-a dus la Festivalul de Literatură de la Iași, ținut de Dan Lungu, mi se pare, pe vremea care un festival extraordinar de important, îl știți, și îmi zicea că a rămas încântat, fericit, de faptul că sute de copii din liceele teoretice din Iași erau zi de zi acolo. Duceau scriitorii, stăteau, participau la lansări de carte, vorbeau, se implicau. Vedeți, asta e un simptom. Eu sunt și dascăl la Facultatea de Medicină, predau științe sociale și văd treaba asta la copiii mei. Deci, ei, vă dați seama, la medicină se dă examen, atenție. Anul acesta, în vară, sunt 3 pe un loc, la generală vorbesc. Deci e un filtru, totuși, mult mai solid decât la vest, decât la alte facultăți din astea generaliste, să zic, din țară. Și cu toate astea, vă spun, când predau, de exemplu, filozofia culturii, o formă de filozofie, că de fapt nu poți să le predai filozofie clasică, pentru că ei nu au termeni, nici nu interesează, sunt student la medicină. Sunt fericit când 60 de tineri, de copii de anul 3 vin și participă la acest curs și la sfârșit îmi cer o listă de lecturi. Orice. Că e Steinhardt, că e Cioran, că e Noica, nu știu, un scriitor de toate nuanțele, cu prozatori. Și reacția, stau de vorbă cu ei și zic, 60 din cât? Din 200. Pot, ei vin că e curs opțional. Adică, e obligatoriu asta. Știu, pentru că au credite. Sincer, poate vin și pentru asta. Nu neapărat că vin pentru mine. Nu, mă medulcorez mai mult decât de cazul realitate. Dar, repet, faptul, și întreb de multe ori, vă spun, pentru că asta arată, de fapt, unde suntem și ce se va întâmpla mai departe cu zona aceasta literară, cu așteptările noastre. Îi întreb, bun, dar ce s-a întâmplat cu voi? De ce citiți atât de greu? Eu știu ce sunt în liceu, pentru că am și eu o fetiță care văd ce lecturi au, cât de puțin citesc copiii ăștia de azi, la licee bune vorbesc. Și știți ce îmi spun? Domnule profesor, am crescut fără cărți. Nu am avut o bibliotecă. Poate o carte, două. Aici deci, avem un exemplu negativ, să știți. Fetița. Abia aștept să vi-l prezint. Da? Fetița scrie proiect. Doamne ajută, e senzațional. Deci vă spun, e un simptom care arată de fapt de unde pleacă rău. Pentru că eu cred că acești copii, școala eșuează la începuturile lor, dar și familia. Pentru că, scuzați-mă, când aud teoria asta, eu am deja 20 de ani de când predau, și aud teoria asta că școala e de vină pentru impostură, pentru șmecherie, pentru carierism politic, pentru eșecurile noastre de societate, vin și le spun, ok, are și școala vicile ei, greșelile ei, profesorii fără har, absolut de acord, oportunisme, interese oculte și de tot felul. Dar, scuzați-mă, copiii ăștia au niște părinți. Acei 7 ani de acasă, acea relație a copilului cu tatăl, cu mama. Dacă ei nu văd pe nimeni citind din familie, nu vă supărați. Mamele de obicei stau la telenovele, vorbesc de grosul. Sigur, nu vorbim de vârful, de elite, că sunt. Dar, vedeți, de-aia avem acel public. Uitați, cu asta o să închidem. Radu Paraschive, eu am făcut mulți ani televiziune la Analog TV, la Digi TV Timișoara, Realitatea TV Timișoara, a fost a doua mea.
și aveam deseori invitați scriitori importanți. Și la un moment dat m-am dat pe Radu Paraschivescu, care știți că e și editor la Humanitas, că nu e traducător și, mă rog, prozator. Și mi-a spus, oameni buni, nu vă imaginați că va fi mai bine. Și zic, bun, dar în comunism. Citeam în comunism, sigur că se citea pentru că nu aveai Twitter, nu aveai Facebook, copiii erau două ore de televiziune. Dar știți ce mi-a spus? Zice, eu mergeam prin bibliotecile prietenilor mei, copil fiind, el a făcut la Făget. Știți că are origini bătușilor din Banat. Din Lugoș. Da, dumneavoastră știți mai bine. Da. Și știu că și mă uitam la cotorul cărții și vedeam că e nedesfăcut. Deci nici acum nu se citea. Și eu am făcut treaba asta. Am născut în 73, aveam 16 ani în 89 și când mă duceam cu părinții la Reșița, la Caransebeș, la Timișoara, aveam mania asta. La Marga, la Cornel, cum îl chema, de a muri săracul, de pe uliță. Știi de cine zic? Avea o bibliotecă foarte bună. Divulg ceva, mama lui Adi e din Marga. Da. Și de asta vă spun, și eu am avut mereu această experiență a cărților necitite, de fapt. Nu știu cât s-a citit de mult atunci, dar cât era de bon ton să ai carte. Să spui că ai... Sigur că în comunism, totuși, școala era mai bună. Atenție, o zice un om care sunt liberal ca și concepții buni. Recunosc asta. Școala era mai bună, influența profesorilor conta mai mult, a unor, că nu a tuturor. Autoritatea lor. Da. Copilul era mai disciplinat. Mă rog, lumea era simplă, să nu ne imaginăm că era, o știți cu toții, nu aveai alte oportunități. Și atunci, probabil că era tendința și pasiunea aceasta, cumva, și uite, un ultim exemplu. Era de a evada, nu? Sau ce? Uite, eu am terminat Jean-Louis Calderon. Se înființase după 90. În memoria acelui jurnalist, care știți că a murit la Revoluția din 89. Nu-i spun că era spion. Contează mai puțin, nu? Apropo de spionită și de scenarii și de cabala, mă duc, te plice foarte bine. Cabalist. Vreau să spun că aveam un profesor Costel, o profesoară, pentru că era superbă, extrem de frumoasă, noi aveam 17-18 ani, făcea cer de literatură cu noi. Așa ne-am apropiat de Dostoievski, de Tolstoi, de apropo de Ana Karenina, când spunea dumneavoastră că nu poți să-i dai la un copil de 18 ani, sunt de acord că nu va înțelege mare lucru, dar făceam cer de literatură. Arătați-mi mie în liceele Timișoarei, că le cunosc destul de bine, că e Colegiul Bănățean, că e Loga, că e pedagogic. Câte cercuri de literatură se mai fac? Câți copii se mai duc? Câți profesori mai fac asta? Foarte puțin. Aproape deloc. Depinde câte profesoare frumoase de limba română. Asta e adevărat. Zise poetul Costel. Cam asta ar fi. Nu vreau să mai rețin. Vom continua, dragii mei. Vă mulțumesc.